după ce am traversat culoarul secret, care face legătura între camera Consiliului, fosta cameră unde Regina Maria obișnuia să joace șah cu soțul său, regele Ferdinand, am intrat prin pasajul secret și am ajuns la sala de muzică. Sala de muzică, o sală, să-i spunem așa, de dimensiuni mai mari față de toate celelalte din castel, în care expoziția temporară dedicată celor 125 de ani de la apariția cărții lui Bram Stoker, novela Dracula, să-i spunem așa, se regăsește prin diversele imagini extrase din țările Europei care au pomenit în istoria lor de acest Vlad Țepeș, felul în care el cina în fața corpurilor trase în țeapă, putrezind în țepele lor. Ce mai putem vedea în această sală? Foarte frumos, o pictură cu Regina Maria și fiica sa, Principesa Ileana. Salonul de muzică, cum a fost denumit, proiectat de același arhitect principal al Peleșului, Karel Liman, adăpostește un bufet foarte frumos din renaștere italiană, din Toscana, dar și un loc plăcut lângă foc, unde principesa Ileana obișnuia să cânte la pianină, iar mama sa împreună cu surorile obișnuiau să o asculte. Un covor tradițional, este mai mult ca și model din Valahia, iar acum castelul a fost amenajat pentru că se apropie Halloween-ul și este mare sărbătoare la castel în fiecare an. Ce mai putem vedea diferit și foarte frumos aici? Avem Arhanghel, Heruvim și Serafim, pe care îi regăsim pe picturile exterioare, freșele exterioare ale mănăstirilor din Bucovina. Acesta este de la mănăstirea Voroneț. Dar și o poză a principesei Ileana cu semnătura ei originală. Alte două poze, reprezentând-o pe principesa Ileana și regina Maria. De aici continuăm cu logia, din care se vede donjonul și unde, după scrierile principesei Ileana, care a devenit maică, maica Alexandra, și a fondat prima mănăstire de maici ortodoxe în Elwood City, Statele Unite, dacă sunăm din clopoței, îngerii își vor primi aripile. Totodată putem vedea imagini cu ultima judecată, judecata de apoi, totul care sunt regăsite la mănăstirile din Bucovina. Dar și asediul Constantinopolului, prezentat încă din secolele 16-17 pe pictura bisericilor. Curtea interioară a castelului și pădurea deosebit de frumoasă, ca o pictură în aer liber, cu toate nuanțele, de la galben deschis până la oranj, verde pai, galben pai și verde intens. Curtea interioară, coridorul de apărare din interiorul curții, dar și o regiune superbă care se întinde, prima regiune integrată european, în partea dată, culoarul Bran-Rucăr. De aici vom urca în terasa, care ne oferă o imagine asupra principalului drum de acces dintr-o regiune în alta, între Transilvania și Țara Românească, acolo unde încă există aceste ruine ale zidului de separare, dar și fosta casă a vămii, unde se plăteau taxele.
În spatele copăcelului verde, din curtea interioară, există tunelul timpului. Tunelul timpului, practic, este un... o fostă, să-i spunem, fântână, dar nu este fântână. A fost făcută pentru a se putea accede la grădina exterioară a castelului în caz că castelul ar fi fost invadat în interior. A folosit un sistem de scripeți până la venirea reginei Maria. La venirea reginei Maria s-a instalat un motor electric și s-a făcut un lift, însă acum 6 ani s-a restaurat acest lift și în 2019 a primit foarte multe premii. Are imagini 3D care prezintă de fapt toate acele personaje mitologice ale istoriei românilor. Ielele sunt toaderii, cum le spune, strigoii, pe care le întâlnim și în romanul Dracula. Și este calea de acces cea mai ușoară către grădina castelului. Am ajuns pe terasa castelului, unde avem o imagine deosebită cu acest drum de acces către culoarul Rucăr Bran. În partea stângă, fosta casă a vămilor, în care de altfel a fost mutat și inventarul de mobilier care a existat în castel până ce castelul a fost retrocedat lui Dominic de Habsburg și surorilor sale, nepoții principesei Ileana, ei aducând actuala mobilă din castel. În spatele acestei case se poate vedea zidul care separa Transilvania, în partea aceasta, de Valahia. Toți comercianții care treceau, pentru că era unul din rutele comerciale cunoscute, care regau Orientul de Occident, trebuiau să oprească să plătească taxe. Și pentru a supraveghea plata taxelor, acestora cu care armata era fortificată și drumurile erau sigure, de asta drumurile din Țara Românească, Moldova, erau cunoscute ca drumuri foarte sigure. Atunci a fost construit de cavalerii teutoni, încă din secolul XIII, acest castel. La început a fost din lemn. Ulterior, administrația județului Bran a decis să construiască castelul acesta între 1377-1382. În partea dreaptă putem vedea o capelă, este capela exact identică cu cea Stella Maris, se numește, pe care regina Maria a construit-o la Balcic. Capela Stella Maris, în 1947. La Balcic, unde actualmente proprietatea fostului castel construit de regina Maria este în Bulgaria, regina a dorit să-și lase inima într-o cutie de argint, într-o cutie de aur pusă într-o altă cutie de argint. Partea aceea, două județe ale Dobrogei, au fost pierdute și atunci principesa Ileana a mutat inima reginei, a adus-o aici, a fost adăpostită, este ca o grotă, să-i spunem, în pădure, nu se vede foarte bine din castel, dar se vede de jos, din platoul reginei, unde an de an se ține festivalul Transumanței. A fost acum 2 săptămâni. Când Transumanța, un obicei străvechi românesc, care se făcea pe mii de kilometri, actualmente se face doar estival. Ciobanii urcă de Sfântul Gheorghe cu oile și coboară de Sfântul Dumitru. Mă rog, între aceste limite, mai devreme sau mai târziu. Iar inima reginei a venit și a fost adăpostită în această, este prezentată în imaginea din dreapta, un spațiu special creat. Numai că în 1947 comuniștii au venit la putere. Castelul a fost confiscat. Din nou, inima reginei a fost mutat la Muzeul de Istorie din București, unde a stat până acum cam 5-6 ani, când a fost transportată într-una dintre cutii, cea de-a doua a rămas la Muzeul de Istorie lângă Tezaurul Dacilor, în camera în care a murit regina la Castelul Pelișor. Acesta e drumul care lega Țara Românească de Transilvania, uzina electrică care alimenta castelul și zidul din secolul XIV care separa cele două regiuni.
Ei, de aici încolo începe partea fioroasă a castelului. Toate acele personaje temute care sunt regăsite în roman, dar și în mitologia românească, își regăsesc locul în imagini. Ielele, strigoi, nu mai știu cum zice, werewolves, vârcolacii. Uitați ce scrie. Intrăm în regatul spaimelor, mitologiei românești. Noaptea, întunericul sunt platforma pe care se amplifică povestea acestor personaje ca simbol al relelor și spiritelor uitate în negura vremilor. Contrastul dintre personajele zilei care populează castelul la etajele inferioare este accentuat de modul de prezentare al acestora. În timpul zilei se lasă noaptea la castel, în spațiul virtual creat la cel de-al patrulea etaj. Trăim un impact autentic cu cele 7 ființe fantastice, simbol al spaimei care bântuie în noaptea reală prin castel. Aceste creaturi mitologice, să spunem așa, în binare de real cu suprareal, au existat întotdeauna în conceptul popular românesc. De ce? În scopul de a pedepsi proastele obiceiuri. Dacă oamenii nu respectau zilele religioase, da? Erau vizitați de aceste creaturi sau munceau sau dormeau în loc să muncească. Ele le veneau și le luau mințile. Persoane care revin din moarte și îi bântuie pe cei vii, din acest motiv încă până acum 20 de ani am văzut, țin minte, la televizor, într-unul din satele din Transilvania, dimineața s-au dus după 2 săptămâni pe ce înmormântaseră pe cineva și l-au scos din mormânt, bineînțeles interzis, și au pus un pilon în inimă, pentru că spuneau că nu îi lasă în pace și vine permanent în preajma casei oameni care au plecat fără să aibă liniște, care nu și-au împlinit ce aveau de făcut, probabil, și liniște. Partea aceasta prezintă o cameră cu mobilă de stil saxon, pictată, cum obișnuiesc sașii din Transilvania să-și picteze mobila. Stema regatului României întregite în partea dreaptă la intrarea în cameră, dar și imagini cu alte fortificații medievale, orașul Cluj-Napoca, Catedrala Sfântul Mihail și o altă biserică fortificată. Toată Transilvania, în special partea aceasta la limită între Târnave, are fortificații făcute de populația saxonă. Sub numele de populație saxonă n-au fost numai germani, au fost și luxemburghezi, dar și populație de origine din Belgia, flamanzi. Următoarea cameră vă prezintă dormitorul regelui. Are în partea stângă o sobă pictată cu virtuțile, dar și patul în care se odihna Ferdinand. Din camera regelui veți ajunge într-o cameră foarte frumoasă, unde este cea mai mare sobă, cea mai mare sobă din castel, cameră folosită în special pentru copii, mobilă picior gheară de leu există în această cameră, de altfel și grinzile sunt pictate tot în stil saxon, dar mobila este de factură aparte. Și parte din expoziția dedicată cărții lui Bram Stoker, avem și imagini cu alte locații unde Vlad Țepeș a activat, cetatea Poenari, Sighișoara, unde a fost născut în 1431 sau 32, după alți autori. Camera aceasta a fost folosită mai mult de copiii reginei pentru că era cea mai călduroasă.
Am ajuns în ultima parte. În camera din stânga sunt prezentate costume folosite în filmele istorice și un portret anonim al lui Vlad Țepeș. Nu știu dacă e și domnul. Da. O toaletă, o cameră de toaletă care astăzi nu mai este deschisă, nu presupune a avea și WC-ul. Era doar camera unde se toaleta regina. Costume folosite pentru Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, în filmele istorice. Iar ultima cameră din castel prezintă istoricul principesei Ileana, diverse aspecte ale personalității sale ca alteță regală, pasionată de aviație, soră medicală, navigator, scriitoare, lider al cercetașilor din România, dar și maică, maica Alexandra. Întreaga viață și-a dorit să revină în locul unde s-a născut și se spune că cu foarte puțin timp înainte să se stingă a reușit să revină în țară chiar după căderea regimului comunist. Vom ieși în coridorul de apărare din interiorul castelului Bran. În patru camere din colțul dinspre sud-vest al coridorului există o colecție privată a unui polonez adusă acum câțiva ani la castel și care a fost temporară, dar a devenit permanentă, în care putem vedea toate instrumentele de tortură din evul mediu. Are un tarif aparte de prețul de intrare în castel, însă sunt lucruri pe care mintea umană le-a creat, le-a folosit, incredibile. Un puț fals, iar sub copac este acel tunel al timpului premiat în 2019, care permite accesul direct în grădină.